Bună ziua, dragi elevi, și bine ați venit alături de mine la o nouă lecție de limba română. Vom continua să vorbim despre compunerea ca mijloc intern de îmbogățirea vocabularului, oprindu-ne astăzi asupra compunerii prin abreviere. Vă propun să pornim tot de la niște piese de puzzle și să ne jucăm combinându-le. Cerința este aceeași. Vă rog să potriviți aceste piese pentru a obține cuvinte noi prin compunere. Puneți pe pauză prezentarea până când veți rezolva exercițiul. Constat că v-ați descurcat de minune cu piesele de puzzle. Cuvintele plante și farmaceutice au fost abreviate, prescurtate, părțile de cuvinte obținute formând un cuvânt nou, plafar. În Dex găsim acest cuvânt cu sensul de magazin în care se vând plante farmaceutice. Interesant, nu? Wow! Iată și un cuvânt cu greutate, CSAT. Cum s-a obținut oare acest cuvânt? Cuvintele Consiliul Suprem, Apărării și Țării s-au abreviat, literele inițiale creând împreună cuvântul CSAT, Consiliul Suprem al Apărării Țării. Ca o paranteză, este de reținut că dicționarul ortografic, ortoepic și morfologic recunoaște drept corecte atât abrevierile scrise fără punct, după fiecare inițială, cât și pe cele cu punct, dar le recomandă pe cele din tâi, adică pe cele fără punct după inițiale. Un alt cuvânt format este tarom. V-ați dat seama ușor că cele trei cuvinte, transport, aerian și român, au fost abreviate, literele inițiale ale primelor două cuvinte și fragmentul obținut din ultimul cuvânt, formând un nou termen, tarom. În cazul cuvântului romgaz, pe care sigur l-ați întâlnit până acum, cuvântul România a fost abreviat, iar fragmentul de cuvânt obținut, rom, împreună cu cuvântul gaz, la care s-a alipit, formează un termen nou, compus. Romgaz. Nu ați uitat, sper, ceea ce am învățat în fiecare lecție dedicată compunerii, și anume, compunerea este un mijloc prin care vocabularul se îmbogățește, cuvintele compuse se formează unind, alăturând sau abreviind doi sau mai mulți termeni diferiți, iar termenii care intră în componența unui cuvânt compus nu mai au sensul pe care îl au când există independent, ci creează împreună un alt sens, cu totul nou. Iată rezultatul jocului vostru cu piesele de puzzle. Cuvintele formate prin abreviere sunt plafar, CSAT, tarom și romgaz. Analizând aceste cuvinte, vom concluziona că vorbim de abreviere când termenii din care este compus cuvântul s-au obținut prin prescurtare, prin abreviere. De asemenea, trebuie să reținem că abrevierea se poate face în mai multe feluri. Din inițiale de cuvinte, precum e cazul cuvântului CFR, prescurtarea de la Căile Ferate Române. Din fragmente de cuvinte, precum este cazul cuvântului aprozar, prescurtarea termenilor aprovizionare cu zarzavaturi. Din inițiale de cuvinte și fragmente de cuvinte, așa cum este obținut cuvântul tarom, care provine din termenii transport aerian român, sau din fragmente de cuvinte și cuvinte întregi, un exemplu în acest sens fiind romarta, obținut din cuvintele arta română. Cum v-ați obișnuit deja, am o provocare pentru voi. Identificați din lista următoare cuvintele compuse prin abreviere. Apoi precizați, în cazul fiecărui termen, procedeul de abreviere care a stat la baza formării lor. Puneți pe pauză prezentarea până veți rezolva exercițiul propus. Ați răspuns foarte bine la această provocare. Iată rezolvarea exercițiului. Cuvintele compuse prin abreviere sunt asirom, romgaz, rompetrol, CFR, aprozar, petrom și OZN. Cuvintele s-au format astfel. Asirom s-a format prin abreviere din fragmente de cuvânt. Cuvântul romgaz s-a format prin abreviere din fragment de cuvânt și cuvânt întreg. Rompetrol este un cuvânt format din fragment de cuvânt și cuvânt întreg ca și precedentul. CFR este un cuvânt format prin abreviere din inițiale de cuvinte. Aprozar și petrom sunt cuvinte formate din fragmente
abreviate din cuvinte, iar OZN este un cuvânt format din inițiale de cuvinte, el însemnând obiect zburător neidentificat. Felicitări! Ați ajuns la finalul acestei lecții. Cu toții avem tendința de a abrevia, mai ales atunci când scriem mesaje. Totuși, și abrevierea are regulile ei, de care vă invit să țineți seama ca niște iubitori ai limbii române, cum știu că sunteți. La revedere!